Ele m-a regăsit la un nou videoclip cu Kung Fu Panda. Astăzi o să facem și noi niște meciuri la întâmplare. Da. Am văzut că vă cam plac meciurile. Care fiecare pentru el și sunt patru. Patru fiecare pentru el. Așa că asta o să facem noi azi. La final. Yes, we're gonna fight now. O să facem... Cool. Nu o să fiu prea lung. Acest videoclip e doar așa de îmbutură, să zic eu așa. E doar de îmbutură să mai fac și eu un videoclip. Deci, eu am zis că ar fi ok să fac un videoclip pe zi, dar mi-a cam mult din timp și nu mă joc în fiecare zi. Dar dacă sunt de multe like-uri, poate. Ok, hai să luăm și noi scutul acesta. Vrei să-mi dai cu cartofi? Vorbesc cu calculatorul, nu cu dumneavoastră. Sau poate sunteți fete sau nu știu cum se zice la fete dumneavoastră. Deci nu contează. Iată, fete vs băieți, cine câștigă? E clar fata, că eu joc cu ea. Da. Trigoaică vs urs panda. Lee, așa îl cheamă și pe el. Bum, 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 bum. Mamă, ce combo îi bag. Îi bag și pe aici un combo. Pac pe la spate și l-am asasinat. Dacă zic eu bine. O să facem 3 de umplutură și unul de ăla lung. O să încercăm cu ăsta și să ne batem cu nenea ăsta. Nu-l cheamă nenea ăsta, că dacă-l chema... Hai să începem. Micuțul ăla cu paleta e bun la îndepărtare, unul din cei mai buni și e cel mai bun. Toată lumea știe asta. Bine, ți l-a cumpărat, adică. Toată lumea ți l-a cumpărat, știe asta. Hai. Aoleo, mă enervează. Mă enervează. Boom! Kill! Oh! Kill me! Hai fi jos, ai curaj! Oh! Ne! Mă, tu nu te mai bătut niciodată cu Alex și crezi că ai vreo șansă? Calculatorul crede că are o șansă cu mine. Sunt cam locul 2000 și ceva dintre cei mai buni. Cam așa. Top local. Toate. Mă, e foarte easy. Busy. Dar să vedeți când o să fie fiecare pentru el. Atunci e altă poveste. Pac, îi sar în cap. Vrei o casoletă în cap? Cred că astea am dat de mâncare. O casoletă în cap? Stai, ochii okay, mi s-a blocat firul care vorbesc în videoclip. Și pot să vorbesc și cu alți oameni care are jocul și care îl cunosc. Am uitat ce face ultima dată. Oh, da, știu. Știu ce face. Zero. Măi. Mă, ce tupeu ai. Ce tupeu are. Po. Speram să dea mai departe. Măi, el tot pregătește mingea aia foarte mică. Care da chiar și mingea. Bum! Iată, de aici fac când iar. Bine, hai să...
Să vedem cu cine mai jucăm. Hai, mai facem o rundă cu Suvu. Oh. Hai să dăm de la capăt. Suvu versus Usu. Din câte știți voi, Suvu e una care îmi place mie. Acum, mie nu prea îmi pasă ce top local sunt. Îmi pasă decât să mă antrenez și să mă distrez. Și să vă placă și vouă, doamnelor și domnișorilor. Ok, easy peasy. Mi-a dat o bucată și m-am dus lângă el. De noi fac un combo cu flash combo. Combo cu medalia. E ca și mort. Ei, n-ai înțeles. Măi, tipul ăsta nu înțelege că e ca și mort. În fata lui Suvu. Era tot ca și mort când mă l-am avut. E bine că se mai și învârte și nu. Mă, nu știu de ce se schimbă calculatorul când în locul cu Suvu, că eu l-am omorât odată și mai am 50 viață în acel moment. Moment. Kill. Mamă, mi-a luat 22 viață. Dacă nu știu. Aveam ori, nu știu. I-am tras un piton în față. Asta trebuie să-l doboare. Și cu niște trasuri din partea mea. Uite așa. Dacă nu l-a omorât, bum! Hât, John-ule. Hâte. Nu cred că știu melodia. Hât, John-ule. Hâte. Hât, John-ule. Hâte. Hut, John-ule, hut, hut, John-ule, hut, Măi, nu mă poate prinde. Mamă, mi-a tras o bucată de-aia. Mă, calculează calculatorul. Nu știu, da. Dar știu că am zis ceva de calculator, calculează. Calculează calculatorul, a calculat traiectoria. Hai că și eu n-am calculat bine. Dar acum clar am calculat. Mă, calculatorul calculează ceea ce calculez eu și calculează el singur. Să ziceți în acest episod de câte ori ați auzit cuvântul calculat. Am calculat traiectoria. Încep așa să se ducă și kill. Doar fiindcă am calculat. Când au zis că cuvântul calculat. Apropo, tu care stai în canapea, hai dă și tu butonul de like. Ok, hai să facem ultima rundă. Am făcut eu azi ceva cu master. Că erau numai master. Oh, deja știu cea mai epică bătaie. Uite așa, nu știu ce ne dă sau cine o să fim, dar toți ne dă jocul la întâmplare. E, așa da bătaie. Care nu știți cu cine ești sau cu cine joci. Da, așa. Apăsa butonul de like, asta să fie cea mai epică bătaie. Mamă, să nu mai dești abuni. Îmi place asta să joc cu ea. Îmi place. O să nu prea, sper că nu sunt el. Nu-mi place. Și ăsta îl ador. Și ăsta îmi place. Sper că sunt cocorul, că vreau să joc cu el. Sunt mei. De când am jucat cu cele mei. Versus cocor e easy peasy. Hai cocorule, faci și tu ceva.
N-are timp să facă ceva. Bum! Mei-mei și cocoru seamănă, dar n-au aceeași atacuri, adică mei-mei are trasul mai bun decât la cocor. Dar la cocor încetinește trasul și asta e bine. Uite, m-a încetinit și nu mai putut să mă mișc. Bombardat! Păcat că nu pot să zbor mult ca cocorul. Hei! Băi, unde vă duceți? Mamă, eu l-am omorât pe ăla. Wow, ce trage cocorul! Mi-am aruncat arma că doar mă încetinea. Iată, mamă, cred că i-am lovit pe toți trei. Bum! Hât, Johnule! Hât, Johnule! Hâte! Mamă, am dat în 2-3 și unul ce l-am omorât. Acum mai mei! Să sărbătorim câștigarea lui mei mei! Hello, my friend! Mă, asta cam durează ceva. Cred că o să mai facem una. Mă lovesc pe cei deasupra mea. Buni la jocuri. Unul, mai întâi trebuie să dați vina pe toți ceilalți și să le cunoașteți dacă ați făcut doar un lucru greșit. Doi, trebuie să fii foarte agil, să ai grijă dacă te lovesc și trebuie să știi toate butoanele pe de rost. Mamă, îi face combo ultimata. Mamă, te trag și nu moare. Mă, ai zero viață și ai un tupeu incredibil. Pe bune, un glonț a avut și ea arma aia. Vreau să-l bâzâi. Hai că acum îl bâzâi. Mamă, double shot. Hai, mai jucăm o dată și gata. Ok. Acum să... pe mapa asta, hai, ca să... Nu v-am arătat toate mapele, dar cred că o să fac. Aici a pus simplu să scufundă barca. Nu e mare brânză. This story does not have a happy ending. Ha! Sunt trigoaica, nu cred așa ceva! Sunt fix trigoaica! Hai băieți și fete, să vă bat-o! Nu mai puteți! Hai! Vine cineva aici? Alo? Cineva? Nu, nu mai tratiți în barca noastră că ne loviți și pe noi! Și plus eu sunt de partea lui Panda. Ei sunt bun. Oh, bravo! Minotaurule, care ești cel mai slab din întregul joc, dar te felicit doar pentru un motiv. Că ai făcut și tu ceva bine. Oh, a căzut și eu pe tot. Deci v-am zis cum să fiți foarte bun la un joc, dar nu merge doar la unul, poți să fii bun din cauzele astea și la 30. Mamă, cât trag în noi și nu se scufundă, miră.
Miră? Au! 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 De-aia, de-aia nu prea, nu se mai mișca bine, tigrul meu. Tigoaica! Bum! Bum! Au murit ei doi, capra mai are două vie și moare și ea. Capra mi se pare cea mai nașpa din întregul joc. Deci meciul e ca și câștigat. Papa. Papa amigos, parteneros. Papa parteneros. Eu nu mă mai bag niciodată. Niciodată. Hai că acum mă bag și la bătaie. Când pot să-i omor pe toți, dar nu vreau. Mi s-a blocat firul. Iar. Mai. Bum. Jocul ăsta îl găsesc pe PS4. Dacă vreți să jucați. Băi, e greu jocul, dar... Headshot! Triple headshot! Sau cred că a fost double. Nu contează. No, the counters. Counters. Și în jocul nimic nu contează, adică... Nu contează că nu... Dar cu puțin foc, dacă muream, chiar conta. N-ați auzit nimic, nici o șoaptă n-ați auzit. Am tăcut tot timpul ăsta. Era doar microfonul care a căzut pe jos. N-am un microfon și nici n-a căzut pe jos nimica. Aia, să vă prefaceți că n-ați auzit nimic. Nu poate, cumpăr un shot. Să vă prefaceți că n-ați auzit nimic. Mă, numai mie mi se pare că sună nașpa. En garde, mademoiselle. Noroc că tipul ăsta nu e fată. Și tipa asta e fată. Cu care joc eu cafele. Cred că găseam 500 de lucruri în comentarii. Dar nici nu trebuie să mă chinui. Hai. I-am nimerit-o de aia și l-am omorât. Bine, cam atât a fost cu acest episod. Și da, ca toate videoclipurile mele, ne vedem la următorul episod. Pa, pa!